Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna la zi. În următoarele 50 de minute vom urmări împreună cele mai importante evenimente ale săptămânii. Am început această săptămână cu un scandal de proporții în PDL. După ce Vasile Blaga a câștigat alegerile, a început circul. Membrii Partidului Democrat Liberal s-au împărțit în două tabere. O parte o susținea pe Elena Udrea, cealaltă pe Vasile Blaga. Așa că, după rezultatul alegerilor, spiritele s-au încins. Udrea a depus contestații peste contestații din cauza diferenței prea mici de voturi cu care a pierdut alegerile. În zadar însă, potrivit Comisiei de Numărare, Vasile Blaga a obținut 2.344 de voturi, în timp ce Elena Udrea doar 2014. În final, cele două tabere au căzut la pace. E greu uneori să pierzi, pot să înțeleg asta și eu am pierdut cum am pierdut în 2011, dar niciodată nu mi-am pus la îndoială corectitudinea și cinstea colegilor care au numărat. Niciodată! Dragi prieteni, există viață și după 23 martie. Pot să înțeleg, repet, foarte multe și încerc să fiu calm. Eu n-am umblat azi noapte prin hoteluri. N-am venit să vă dau mâncare de gratis și cazare. Dumneavoastră ați decis azi în deplină cunoștință de cauză. Reacțiile de toate felurile nu au întârziat să apară. Liderul moțiunii România Dreaptă, politica dincolo de lozinci, domnul Vasile Blaga, care a obținut majoritatea voturilor valabile exprimate, este declarat președintele PDL. De asemenea, nu am semnat procesul verbal pentru care anunțarea rezultatelor nu este corectă. Așteptăm să se întrunească comisia să ia în dezbatere contestația. Ultima cifră, ultimul număr anunțat a fost 4.365 înainte de a se intra în procesul de votare. Pentru 44 de voturi, domnul Vasile Blaga a câștigat alegerile cu o diferență de 44 de voturi peste 50%, iar foarte mulți, ați văzut, dintre delegați au reclamat nereguli, fie nu s-au găsit pe vot, fie au votat ulterior pe liste suplimentare, fie au găsit semnate listele în locul lor, ceea ce categoric pe noi ne face să dorim renumărarea voturilor și verificarea listelor. Când se depune o contestație, înainte de a fi soluționată, nu se anunță rezultatul final. Am fost surprins când am venit și am văzut că s-a anunțat rezultatul votului, deși contestația fusese depusă de către echipa doamnei Udrea. În timp ce Blaga se bucura de victorie, președintele Traian Băsescu a făcut un anunț surprinzător: se desparte de PDL. Într-un mesaj postat pe Facebook, șeful statului a declarat că membrii PDL nu au înțeles să fie democrați și că jumătate din partid este ancorat încă din ravurile FSN. Băsescu a anunțat că va construi o nouă soluție de dreapta din care să nu facă parte oameni care fug cu urna. Chiar și așa, președintele PDL Vasile Blaga spune că partidul pe care îl conduce a fost mereu alături de Traian Băsescu. Nu cred că vreodată în istoria noastră a fost o piatră de moară pentru domnul președinte. În schimb, liderul PNL, Crin Antonescu, este de părere că nu Traian Băsescu a fost cel care s-a despărțit de PDL. Cert este că votul unei majorități în PDL a fost acela al despărțirii de Traian Băsescu. Deci nu Traian Băsescu acum pe seară, printr-un mesaj postat pe internet, s-a despărțit de PDL, ci PDL cu câteva ore mai devreme printr-un vot pe care l-au dat. Convenția trece, gunoaiele rămân. Acesta ar putea fi noul slogan al PDL dacă luăm în calcul mizeria pe care au lăsat-o în urmă democrat-liberalii după încheierea evenimentului la care au participat. Sticle goale, resturi de mâncare, ambalaje, hârtie aruncate pe jos și scaune dărâmate. Așa arăta după plecarea pedeliștilor sala în care a avut loc convenția. Puțini au fost cei care s-au comportat civilizat ducându-și resturile la coșul de gunoi.
Urmările acestui scandal nu au întârziat să apară nici la Constanța. Rezultatul alegerilor PDL i-a nemulțumit atât de tare pe unii că o parte din conducerea organizației constanțene a demisionat din funcții. Asta deoarece, spun ei, au existat nereguli în alcătuirea listei de delegație care au reprezentat PDL Constanța, iar președintele de partid a fost părtinitor la acest lucru. Corina Gheorghe Petrișor Cruceanu și Vasile Delicotti și-au depus luni demisiile la sediul PDL din Constanța și nu au de gând să-și reia statutul, atât timp cât la conducerea partidului se află Cristian Gigi Chiru. Demisionarii îl acuză pe Chiru, președintele organizației, că nu ar fi respectat lista votată de partid, cu delegații cu drept de vot pentru alegerile de sâmbătă și că patru dintre aceștia au fost schimbați în ultimul moment. S-a făcut lista de către președintele de colegiu, s-a dat către domnul președinte al biroului permanent județean, domnul Chiru, după care ne trezim în lista aceasta care a fost aprobată că mufatoarul nu are niciun loc, niciun delegat. Deci, colegiul 9, propunerea domnului președinte, colegiul 4, i s-au alocat 9 locuri, s-a trezit ulterior că are 7. Mufatoarul nu a avut niciun delegat. Un oraș care îți aduce 1000 de voturi la cel mai prost scor. Că președintele de colegiu ți aducea în lista respectivă aleși local de la PNL, primar de la PSD, tu ca președinte de partid acceptai? Cum adică motivezi că președintele de colegiu nu verifici lista în calitatea de președinte al biroului permanent județean, al organizației, nu verifici ce ți aduce un președinte de colegiu? Poate el vrea și aducea angajații personali. Cei care și-au dat demisia sunt susținuți și de 6 primari PDL din județul Constanța. Replica lui Cristian Gigi Chiru nu a întârziat să apară. Într-un comunicat de presă, acesta spune că eu nu știu care sunt problemele lor. Nu au venit să discute cu mine. Îi invit la partid sâmbătă când mă întorc de la Parlament să discutăm problemele așa cum se cuvine, nu prin intermediul presei. În acest moment se pune în joc imaginea partidului pentru scopuri personale, iar această strategie nu este una fericită pentru PDL sau pentru organizația Constanța. Nu este un capăt de țară că a câștigat Vasile Blaga șefia partidului, așa cum văd situația cei care au susținut-o pe Elena Udrea, iar echipa de la Constanța va trebui să funcționeze oricine ar conduce partidul la centru. Lupta noastră cu USL trebuie să continue. Din toate declarațiile ce conțineau atacuri personale, eu nu am aflat nicio problemă directă legată de partid a semnatarilor, a declarat Cristian Gigi Chiru. Și noi, dacă eu cel puțin, dacă vreodată, eu nu m-am gândit niciodată să plec, nici acum nu plec. Dar dacă voi pleca vreodată, mă duc la un partid de dreapta, la o mișcare de dreapta, momentan nu cred că este cazul să pun în discuție acest lucru, plecarea mea, pentru că eu este primul partid în care am intrat, nu am făcut politică, am stat aici chiar dacă partidul era pe un trend descrescător. Primarii împreună cu secretarul executiv al Partidului Democrat Liberal, vicepreședintele organizației și prim-vicepreședintele acesteia, mai spun că dacă aceste alegeri ar fi fost corecte, Vasile Blaga ar fi trebuit să accepte o reluare a voturilor sau măcar renumărarea acestora. Dacă doamna Udrea nu va câștiga președinția partidului, o să dea demisia. Păi n-a câștigat, a câștigat-o, doamnă, fiindcă cei care nu au vrut să meargă în turul 2, eu în 2008, fără 3 voturi, m-am dus în turul 2, da? Și am zis, s-au zis că s-au furat, mi-au furat vreo 15 voturi și am acceptat să merg în turul 2. Da, merg. Și în turul 2 am bătut cu 86 de voturi. Dacă domnul Blaga are 340 de voturi, mai mult decât doamna Udrea, de ce nu merge în turul 2? Vă întrebă dumneavoastră ca ziariști. Toți cei care îi aduc acuzații liderului de partid din Constanța spun că ar urma-o pe Elena Udrea dacă aceasta ar hotărâ să înființeze un alt partid. Portul Constanța trezește mari dispute între administrația locală și autoritățile de la București. Pe cât de mult își dorește dealul Constanței să administreze portul, pe atât se împotrivesc șeful statului și ministrul transporturilor. Aceștia spun că nu sunt de acord ca portul să treacă în subordinea primăriei Constanța din mai multe motive. În schimb, Radu Mazăre face atacuri la persoană. Aflat într-o emisiune la o televiziune națională, Traian Băsescu a spus că ar fi cea mai mare greșeală ca premierul României să accepte transferul portului Constanța în subordinea autorităților locale. Acesta a mai declarat că lucrurile ar fi atât de riscante încât în locul lui Victor Ponta nici nu aș discuta-o, pur și simplu aș expedia problema cu tot cu cel care vine cu problema. Radu Mazăre a răspuns cu un atac la persoană.
Acolo lucrurile sunt în regulă și voi știți foarte bine cine a controlat portul Constanța timp de 20 de ani de zile. Cine? Cine? Nu știți? Că doar nu l-ați fi controlat Mazăre de la Bambu, nu? Cum zice Băsescu și cu toată tagma lor, nu sunt acolo. Toți afaceriștii ăia și cu vămile și cu toate poveștile astea. Habar. Chiar și fostul ministru al transporturilor, Alexandru Nazare, a afirmat în urmă cu câteva luni că preluarea portului Constanța de către primărie ar avea un efect catastrofal. Mazăre nu posedă credibilitatea necesară cu care să gireze proiecte precum extinderea portului. De aceeași părere este și șeful statului, care spune că Radu Mazăre nu mai are nicio credibilitate în fața reprezentanților NATO. Mi-e greu să văd că unul care stă mai mult cu domnișoare dezbrăcate prin Mamaia se îmbracă în tot felul de armuri, când o face pe Papuașul, când pe Apașul, mi-e foarte greu să-l văd discutând cu generalii de la NATO chestiuni serioase legate de tranzitul de armament, de muniție, de trupe. Mi-e greu să-l văd discutând cu Exxon dacă le spune să-l caute la Bambu în discotecă. Deci vedeți că șeful e la Bambu, e acolo cu niște sirene ieșite din Marea Neagră. Cred că am fi și noi neserioși să trimitem Exxon NATO. Poate eu greșesc, dumneavoastră vedeți vreun general american mergând să discute cu el sau în Brazilia, că ăsta mai pleacă și în Brazilia? Portul Constanța a stârnit controverse chiar și în interiorul USL-ului. Relu Fenechiu, ministrul transporturilor, a declarat referitor la acest lucru că portul Constanța, fiind de importanță strategică, trebuie să rămână în coordonarea Ministerului Transporturilor și asta este părerea mea. Decizia este importantă, după părerea mea, poate să fie doar la Parlamentul României printr-o lege. În replică, Mazăre a declarat că eu n-am vorbit cu niciun Fenechiu, nu mă interesează Fenechiu. Eu am discutat cu Ponta despre port. Fenechiu, Menechiu, ce zice el? Oricum nu știe despre port, că e moldovean și la Moldova nu sunt porturi. Jignit, ministrul transporturilor i-a cerut edilului să-și ceară scuze. Mie moldovenii sunt simpatici, să știi. Moldovenii și Fenechiu mi-e simpatic și în special moldovencele. Asta nu înseamnă însă că nu mențin părerea, că habar n-au despre port. Că... Păi asta am spus, mie îmi place. Eu am avut iubită moldovean cu 8 ani de zile, îmi place, mă înțeleg foarte bine cu moldovenii. Păi nu se pricepe, mi-a spus și mie că nu se pricepe. Și știți și voi și că nu se pricepe. Nu știu, întreabă USL, eu ce sunt USL. Dar care a fost? Eu nu înțeleg care a fost jignirea. Sunteți domnul primar? Ba da, dragă, păi nu știu, pe mine nu m-a deranjat. Credincioșii din întreaga țară au sărbătorit în această săptămână Buna Vestire. Oamenii s-au rugat și au participat la slujbe, la fel au procedat și enuriașii din Năvodari. Potrivit tradiției, aceasta este ziua în care Fecioara Maria a fost anunțată de Arhanghelul Gavril că a fost aleasă pentru a fi mama lui Iisus. Vestirea Maicii Domnului nostru Iisus Hristos este una dintre cele mai importante sărbători ale Ortodoxiei, deoarece prin vestea cea bună pe care a adus-o Îngerul către Maica Domnului, a fost anunțată venirea în lume a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Enuriașii s-au îndreptat spre biserică încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii s-au rugat pentru sănătate și bunăstare. Apoi, potrivit tradiției, au pregătit mâncăruri din pește. De obicei, această sărbătoare cade în postul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, și fiind o astfel de sărbătoare mare, este deslegare la pește, unde lemn și vin. Dar nu înseamnă că ne îndepărtăm de postul ce sufletesc. Biserică. Vă rugați pentru ce? Pentru sănătate, pentru copii, să le meargă bine. Pește ați pregătit? Da, da. Prăjit și ciorbă. Cum sărbătoriți astăzi? Cu toată inima. Mâncați pește, că e deslegare la pește astăzi. Da. O să ne ducem acasă și prăjim și noi pește. La biserică pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, că suntem bolnavi. La muncă și pește. La biserică, da, 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 mă duc la muncă și am zis să vin întâi la biserică și după peștele? Așa. Peștele prăjit, așa sau la cuptor.
În calendarul ortodox, Buna Vestire sau Blagoveștenia este o sărbătoare celebrată în data de 25 martie a fiecărui an, ce reprezintă momentul anunțării Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gabriel că va concepe și va deveni mama lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, eveniment ce marchează întruparea sa. Tot în această săptămână a fost și Ziua Mondială a Teatrului. Cu această ocazie, actorii constanțeni au petrecut alături de colegii de scenă. Ziua este o inițiativă a Institutului Internațional de Teatru și este sărbătorită în fiecare an pe 27 martie. Sunt mândri că și în Constanța mai există actori care iubesc scena și scena îi iubește pe ei. S-au dedicat trup și suflet acestei meserii, iar cea mai mare satisfacție o reprezintă aplauzele de la final. Să fiu actor înseamnă să joc și cred că pentru orice actor a fi bun, sigur că toți luptăm și ne dăruim și ne punem sufletul în actul creației. Sunt emoții de fiecare dată, sigur emoțiile sunt cu atât mai mari atunci când este vorba de o premieră. Dar asta nu înseamnă că înainte de fiecare spectacol, chiar dacă s-au jucat 10, 20, 30 de reprezentații, actorul nu are emoții. Sunt emoții frumoase, emoții constructive, sunt emoțiile care ne fac să simțim că suntem pe scenă, fără de care de altfel nici nu am putea. Și nici nu vreau să văd viața de actor fără aceste emoții. Sunt ale noastre, fac parte din noi și din meseria noastră. Fiind actor e un prilej de... e un fel de cursă cu timpul, alergând pe culoarul speranței, a profesiunii, și cine ajunge la linia de finish are în spate adunate cele mai frumoase roluri, cele mai multe aplauze, și recunoaște munca și valoarea pe cursul anilor de desfășurare profesională, ca să spun așa. Ziua Mondială a Teatrului se sărbătorește în fiecare an pe 27 martie. Teatrul astăzi parcă are o greutate aparte, cuvântul în sine, dat fiind faptul că este Ziua Mondială a Teatrelor. Teatrul este mai mult decât o artă pentru mine, este o altă familie a mea. Teatrul înseamnă profesorii mei, Adela Mărculescu, Lucia Mureșan, Cezara Dafinescu. Teatrul înseamnă echipă, emoție. Teatrul este cel care m-a format ca om, care m-a învățat să iubesc oamenii și să iubesc în general. Teatrul înseamnă emoție, dăruire, iubire, echipă, responsabilitate, sudoare, ardoare, dragoste. Teatrul este o formă de manifestare în care sufletul interpretului, în cauză celui care e la telefon acum, deci manifestă bucuria. Și nu numai că și o manifestă, dar și poate o dărui prin prisma unui act de cultură, a unui poem, a unui spectacol, asezonat cu momente diversificate și bine regizat, a unei melodii care trece de granița unei dispoziții, poate depinde de temă, și ajunge la sufletul telespectatorului. Ziua Mondială a Teatrului a fost creată în 1961 de Institutul Internațional de Teatru. În fiecare an se transmite câte un mesaj. Primul mesaj internațional de Ziua Mondială a Teatrului a fost scris de Jean Cocteau în 1962. Alte personalități care de-a lungul timpului au scris mesaje de Ziua Teatrului sunt Arthur Miller, Laurence Olivier, Peter Brook, Pablo Neruda, Maurice Béjar, Radu Beligan și Eugen Ionescu. Mesajul național pentru 2013 este semnat de Ion Caramitru. Teatrul poartă în ființa lui mesajul veșniciei. Teatrul își asumă drept de viață și de moarte asupra ființelor de fum pe care le însuflețește. Mă uit cu nostalgie în urmă și revăd că într-un caleidoscop miile de personaje ale teatrului universal și regret nespus că am întruchipat pe scenă doar câțiva regi și prinți sau câțiva oameni simpli care au vrut să schimbe lumea așa cum mi-aș fi dorit. Am mers cu ei până la capăt și i-am adus întregi la minte să-și susțină cauza în arenă. Este loc în teatru pentru toți cei care au talent. Anul acesta, mesajul internațional pentru Ziua Mondială a Teatrului este semnat de Dario Fo, satirist, dramaturg, regizor de teatru, actor și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1997.
Acum vom lua o scurtă pauză publicitară, însă rămâneți alături de noi. În continuare vom afla despre o rețea internațională de falsificatori de carduri care a fost descoperită la Constanța, dar și în ce condiții își desfășoară activitatea medicii din România. Revenim! Cami, tânăra de 23 de ani diagnosticată cu o boală care amenință să-i răpească viața, este din ce în ce mai aproape de vindecare. Asta datorită solidarității de care au dat dovadă mai multe vedete din România. Într-un club din Constanța, artiștii au organizat zilele trecute un concert caritabil menit să adune banii necesari pentru transplantul de măduvă atât de necesar pentru Cami. Implicarea vedetelor în acest proiect nu face decât să grăbească procedurile pentru ca viața tinerei să meargă mai departe. Sunt bucuroasă să mă aflu astăzi aici, alături de atâția prieteni, nu-i așa? Care să doneze o parte din banii lor, poate nu foarte mulți sau poate mulți, pentru Cami. Un simplu gest a pus în mișcare un fenomen emoționant, pornind de la familie, prieteni și apropiați, tineri de vârsta Cameliei și oameni care au empatizat cu cazul fetei și până la artiști ai muzicii românești, care s-au implicat fără să stea pe gânduri în proiectul Viață pentru Cami. Inițiativa de a ajuta pe Cami a pornit dintr-un share pe Facebook al unui prieten de-al meu. Am văzut un filmuleț despre Cami, m-a impresionat extrem de tare și am zis că trebuie neapărat să facem ceva. La Constanța ne bucurăm de prezența Andreei Bănică, ne bucurăm de prezența lui Ionuț Galani, trupa Alb Negru, Gypsy Casual, Da Cruz, Ștefan Stan. Le mulțumim din suflet că au fost alături de noi, le mulțumim că susțin o viață, Viață pentru Cami, este și motto-ul nostru. Este un mod de a salva o viață. Acum inițiativa demnă de laudă a ajuns și la Constanța cu un show prezentat de Marea Bănică și cu nume celebre de artiști care au onorat cauza nobilă. Inițiativa și tot meritul pentru toată acțiunea asta atât de frumoasă este al Alinei Dincă. Ea a descoperit link-ul lui Cami, acea filmare absolut emoționantă. Uite cum am pielea, numai când mi-o reamintesc. A văzut-o, a început să plângă, a găsit-o pe Cami, ne-a sunat pe noi toți și a făcut un lucru extraordinar. A mișcat absolut tot showbiz-ul românesc. Eu mi-am pierdut ambii părinți, mama mea a murit în urmă cu ceva timp de cancer în 2003 și nu mi-a fost ușor să fiu alături de ea. Am luptat, dar n-am mai fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Dar sperăm, astăzi am venit să luptăm alături de ceilalți prezenți și alături de Cami, în primul rând. Am venit să luptăm pentru ea, să luptăm să învingem boala și să aibă o viață sănătoasă și frumoasă. Asta este cel mai important pentru toată lumea. Eu, nu știu, din partea mea toată susținerea și dacă am putut să fiu astăzi aici, a fost din cauza că Dumnezeu m-a lăsat pe pământ să fac și lucruri bune. Vreau să-i cânt la nuntă Cameliei, da? Vreau să prind momentul ăsta, să-ți cânt la nuntă Camelia și să treci peste copul ăsta al vieții, pot să zic, da? Și să rugăm pe toată lumea să te ajute, pentru că la rândul tău cu siguranță și tu vei ajuta mai departe pe altcineva. Vă doresc multă sănătate! Tocmai pentru că este atât de tânără și plină de viață, prietenii care au organizat întreg evenimentul au ales un club exclusivist. Avem onoarea să găzduim acest eveniment caritabil. Drept urmare, încercăm să dăm dovadă de cât mai multă bunătate și să scoatem bunătatea din toți oamenii, să le arătăm că putem fi chiar buni și plini de compasiune față de aproapele nostru. Încercăm să dezvoltăm și să ia cât mai mare amploare acest fenomen. În afară de artiștii care au urcat pe scenă, au avut loc licitații ale tricourilor semnate și oferite de jucătorii Stelei, iar Marea Bănică a renunțat la tricoul său de suflet cu Rapidul pentru Cami. De asemenea, cei prezenți au avut ocazia de a admira o colecție deosebită de bijuterii confecționate chiar de Camelia, pe care au putut să le achiziționeze la orice preț. Chiar Andreea Bănică a primit cadou de la fani unul dintre colierele făcute de Camelia. Cu cât mai repede și mai mulți bani strânși, cu atât mai puține clipe de tensiune și de teamă pentru Camelia și familia acesteia. Cei care nu au fost prezenți noaptea trecută la eveniment, dar vor să o ajute pe Camelia, o pot face depunând orice sumă în conturile deschise special. La Raiffeisen Bank în lei, RON98RZBR 00006001284-0362. La Raiffeisen Bank în euro, RON53RZBR 00006001497-2844.
Donații se pot face și prin telefon în valoare de 2,5 sau 10 euro. O altă femeie a murit în chinuri într-o locuință din Viile Noi din Constanța, după ce un bărbat din Cumpănaș a ucis săptămâna trecută cu sânge rece concubina, încă un caz parcă tras la Indigo s-a petrecut la Constanța. Numai că de această dată bărbatul i-a rupt mâinile și picioarele, în timp ce la Cumpăna agresorul și-a tranșat concubina. Descoperirea a fost făcută de oamenii legii, după ce bărbatul s-a dus la poliție și a declarat că a găsit-o pe femeie moartă în casă. Exact la fel a procedat și criminalul din Cumpăna. Numai că nici de această dată oamenii legii nu au dat crezare celor spuse de om, așa că acesta a fost dus la audieri, unde a recunoscut că a bătut-o pe femeie pentru că a ajuns acasă fără alimente pentru a face de mâncare și mirosind alcool. Ce a omorât-o? Chiar presupusul vinovat, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost cel care a sunat la 112. El a anunțat că a găsit-o pe femeie moartă în casă, însă polițiștii care au ajuns la fața locului nu i-au crezut povestea. Mai mult, anchetatorii spun că arma crimei ar fi chiar toporul din curte. E vorba de o moarte violentă. Urmează să stabilim care a fost cauza decesului după necropsie. Ancheta în derulare și ne... Cum? Ce rând avea victima? Ce urmă avea pe corp? Undeva în zona picioarelor, deci acolo a fost. S-a folosit probabil arma... lovită cu un corp dur, un corp contundent. E posibil să fie vorba de un topor? Posibil. Am văzut că ați căutat prin curte, ați căutat în hasna arma crimei? Am căutat în toată curtea. Vecinii femeii de 52 de ani, ucisă cu bestialitate, spun că nu o cunoșteau foarte bine, pentru că se mutase recent în cartier. Însă pe bărbat îl știau de ani de zile. Era cunoscut ca fiind o persoană violentă și care consuma foarte mult alcool. Nu vorbesc cu el de 4 ani. De ce? Uite așa, că era bețiv și nu vorbesc cu el. Ce s-a întâmplat? Ce a făcut? Păi ce credea cu cineva acolo, o femeie, cu cineva, nu știu ce, și a fi omorât-o, nu știu. Boschetar. Bea mult. Stingea. Fiecare seară era beat. Și acum ce a făcut? Păi din câte vedeți, din ce spune lumea, a omorât-o pe... Cred că a omorât-o, nu știu, sigur n-am de văzut. Mult împreună? Nu-i cunosc, nu, pe ea nu-l cunosc, pe el îl cunosc. Este agresiv. A fost, de fapt. Boschetar. Și acum ce auzi că s-a întâmplat? A omorât-o cu cuțitul. A tăiat-o. Și atât. De fapt, cu toate femeile care le-a avut. Ba le dă de afară, ba le... Conform medicilor legiști, victima era moartă de aproximativ 10-12 ore în momentul în care bărbatul a sunat la 112. Presupusul ucigaș a fost condus la sediul poliției pentru a fi audiat. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă ani grei după gratii. Încă o rețea internațională de falsificatori de carduri a fost destructurată în urma unei ample operațiuni a poliției, care a inclus percheziții în 16 județe, printre care și Constanța. Potrivit oamenilor legii, valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională depășește suma de 2 milioane de euro. În același timp, anchetatorii au făcut percheziții și în Germania, Marea Britanie, SUA și Republica Dominicană. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală și polițiștii din cadrul diferitelor unități au deșins joi dimineață la 85 de adrese din 16 județe. Aceștia au sustras date despre 70 de persoane care ar fi falsificat carduri și ar fi retras ilegal peste 2 milioane de euro din mai multe state din Europa și America. Persoanele suspecte se pare că fac parte din mai multe grupuri infracționale. În urma perchezițiilor asupra infractorilor s-au găsit mai multe dispozitive cu ajutorul cărora infractorii sustrăgeau banii din bancomate.
Constanța și la Năvodar, jandarmii și procurorii au descins la 3 locuințe. Sunt adevărate acuzații? De ce s-a acuzat? Ce s-a întâmplat? Aici au descoperit mai multe camere de supraveghere instalate la parterul blocului și mai multe mașini de lux parcate pe trotuar. De ce nu v-au deschis? Despre ce se ocupă o zi de noastră? Ce s-a întâmplat, doamnă, cu ei? Acum, dar de ce e poliția acolo? Locuiți în blocul dumneavoastră? Vă rog, liniștiați-vă ce de aici, de jos? Nu. Știu că ești duc să te iau câțiva ani. Nu știu nimic. Nu știu ce să nu știu. Știu că vine treacă. La mașinile astea pe mașină sunt alături? Da. Sosit de blândurile aia așa. În afară de bună ziua și să rămână. Un fată și de băieți? Nu, e soț, soție și aveau și un copil. Am înțeles. De ce s-a numit? Un camper. Ce-a făcut? Un camper. În afară de bună ziua, nu știu dacă am vorbit de două ori cu el de când sunt aici. Aici a fost un apartament al un băiat din București, care s-a căsătorit cu nemțoaică în Germania, a plecat din 90 și a vândut lui apartament. De la atât. Din vedere așa știu. Nu știu și pe el și pe ea. Din vedere, la bună ziua și atât. Restul am, nu știu ce lucrează, nu știu. Dar de felul nu știu. Ce știți mașinile lor de afară, nu? Are un parc un avut și un BMW, de 30. Potrivit procurorilor, grupările infracționale sunt constituite din peste 100 de persoane, iar liderii au fost identificați. Se pare că sunt 4 bărbați cu vârste cuprinse între 45 și 57 de ani. Sub coordonarea acestora, membrii grupărilor au confecționat mai multe aparate și echipamente pe care le foloseau în vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plată electronică din Germania, Spania, Elveția, Portugalia, Franța, Marea Britanie, Ecuador, Columbia și Austria. Situația primarului Nicolae Matei stârnește reacții chiar și peste ocean. Un tânăr stabilit de 8 ani în California a postat pe o rețea de socializare o fotografie în care este îmbrăcat cu un tricou inscripționat cu mesajul „Te așteptăm acasă, Matei Nicolae”. În doar câteva zile, postarea tânărului a primit sute de aprecieri. Pentru Daniel Codreanu, un tânăr în vârstă de 30 de ani, edilul orașului Năvodar Nicolae Matei este un fel de Hugo Chavez. Era un fel de Hugo Chavez al Năvodarului, omul al poporului. Nu mă refer Hugo Chavez, nu mă refer Hugo Chavez, părerea în vestic. Că în vestic e văzut ca pe un dictator, ca pe un fost Ceaușescu, dar el de fapt era un om social, foarte social, cu poporul. Nu ne trebuie să puterea și... Indignat de situația primarului orașului Năvodari, Daniel Codreanu a lansat pe Facebook un mesaj care a adunat în doar câteva zile sute de aprecieri și comentarii. Tânărul a postat o fotografie în care este îmbrăcat cu un tricou inscripționat cu mesajul „Te așteptăm acasă, Matei Nicolae”. Chiar dacă a părăsit România de 8 ani și s-a stabilit în California, Daniel nu a uitat locul unde a crescut și ajutorul oferit de Nicolae Matei familiei sale, chiar în perioada în care acesta nu avea calitatea de primar. Daniel Codreanu are o soră care suferă de un handicap, iar tratamentele erau prea scumpe pentru venitul pe care îl avea familia. Nicolae Matei i-a ajutat financiar să treacă peste acest impas. Ferent de situația ta, poziția ta geografică, vocile le auzi și îți vin ce este menit să se audă, să aude și nu poți să fii ignorant, indiferent de locația ta, poți să fii și în Antarctica, dacă le auzi și le simți, trebuie să vorbești. Am fost întotdeauna de obicei interesat și fascinat, așa ca să zic, de felul cum operează edilul Năvodarului și pentru mine special nu am făcut nimic, ca să zic că, dar a fost alături de familia mea mult, care, cum să zic, mă așteptam eu ca copilul să fiu alături de familia mea și a fost niște momente din alea care mai sensibile pentru mine, să pot să zic așa, și pur și simplu a venit din sănin. Eu am o soră cu un handicap care are o pensie din asta foarte mică, așa, și adică nu este un de ajutor din asta care poate să se mențină, că are o vârstă mai, aproape 24 de ani, îți trebuie ceva mai mare financiar. Și de obicei astea veneau când mai avea nevoie de obicei mama când merge cu ea la teste, în fiecare 3 luni sau nu știu, o perioadă de timp ceva, de ce nu cunosc detalii. Și
De obicei, doctorul mereu recomanda ceva de un aparat, ba un aparat, un auditiv, ba un aparat de nu știu ce, câmpuri medicale. Și de obicei, aparatele astea costau mult, știi, sunt largi. Și țin minte că data parcă s-a dus odată, s-a întâlnit, ori s-a întâlnit așa odată cu el pe stradă, așa, din nimereală, așa, și pur și simplu s-a întâlnit cu el și zice, că ce faceți, domnul, că nu știu ce. Și spunea, uite că am cu fica mea, că nu știu ce, că tata are și el, a ieșit pe pensie de boală, a lucrat la Dara el. Și când a auzit așa, a auzit din senin așa, și câți bani, nu știu, a spus o sumă așa, așa, din senin, așa, i-a dat-o și zic, okay. Pe lângă ajutorul acordat familiei sale, Daniel a apreciat și schimbările făcute de Nicolae Matei în orașul Năvodari. Când am văzut mare schimbare a fost acum în 2012. Maica mea, adică nu numai mama, marea majoritate care mă așteptam, zicea, mene, o să fii, nu știu să zic șocat sau impresionat sau ceva, dar o să fie schimbat, să nu te aștepți că o să fie totul la fel. Zic, cât de schimbat poate să fie, adică cât de schimbat poate să fie un loc, înțelegi? Un loc. Da, la asta mă refer. Chiar dacă România nu îi oferă aceleași șanse de realizare ca Statele Unite ale Americii, Daniel Codreanu este decis să se întoarcă acasă și să-și urmeze proiectul demarat în California, acela de a avea propria casă de discuri. Nu treabă acasă. Aștept puțin, dar nu, încerc să-mi așez, cum să spun, așternutul acasă întâi și trebuie să vin, că n-am nimic acasă, nu am nimic, trebuie să muncești. Sunt Corina Hrom, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă ediție a emisiunii cu cele mai importante evenimente sâmbăta viitoare la aceeași oră. Dacă aveți sugestii sau propuneri, nu ezitați să le trimiteți pe adresa noastră de mail săptămâna la zi@tvlitoral.ro. Vă urez un weekend plăcut în continuare. La revedere!